Acest refren s-a auzit astăzi în curtea grădiniței din Sadova, Călăraș, care s-a umplut de glasurile vesele ale celor mici. Da, vă place? Da. Mai trebuie unul, cred. Da? Unul puțin. Ce faceți voi aici? E cătăim. Da. Și vă place? Da. Acoperișul, chiar și intrarea. Ca știi cine plecați la sărbătoare? Domnul Igor Dădă. Un milion de lei a costat reparația, așa că redeschiderea a fost o adevărată sărbătoare. A prins culoare și a căpătat o nouă viață, spun oamenii despre singura instituție preșcolară din sat. România au făcut tot frumusața asta aici. Că ei era de acum într-o stare antisanitară, cădea tencuiala, cădeau ferestrele. Suntem rămași o lecuță în urmă, dar mulțumim. Așa e soarta moldovenilor de peste Prut. Adesea dând dovadă de o retorică antiromânească, astăzi la eveniment președintele Igor Dodon a fost recunoscător. Vreau să mulțumesc prietenilor noștri de peste Prut. Am venit și eu cu un cadou din partea Fundației de Binefacere a primii doamne din suflet. Am donat un teren de joacă pentru copii. Anterior, șeful statului a declarat într-un interviu că a făcut o donație de 100.000 de lei pentru reparația grădiniței. Sincer, acum nu pot să spun, că nu m-am pregătit atâtea întrebări să-mi dați. Totul este nou, așa că nu poate să trezească altceva decât mulțumire atât pentru educatoare cât și pentru bucătărese. Foarte mulți ani nu a fost reparat, parcă din nou s-a renăscut. Noi ne simțim foarte bine, cum suntem noi, cum ne-au adus toate utilajele noi. Și înainte era, mă rog, cum era. Credem că prin astfel de proiecte copiii, practic, au șansa să intre în contact cu standardele europene. Până acum, guvernul României a alocat 26 de milioane de euro și au fost reconstruite 900 de grădinițe.